Hello, Bill. Hello, Christina, can you hear me? Yes, I can hear you. And you very well, yes. Nice to be with you. Greetings to everybody in the name of the Lord Jesus. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Salutări tuturor în numele Domnului Isus. I'm really pleased to be able to share God's word with you, and I'd like to look into the book of Galatians. Mă bucur foarte mult să putem împărtăși împreună din cuvântul Domnului și aș vrea să privim împreună la Cartea Galateni. It's a really important book because Satan was attacking the church with false teaching. Este o carte foarte importantă deoarece Satan a atacat biserica cu învățături mincinoase. And in recent months I've been traveling a lot in Australia. În ultimele luni am călătorit mult prin Australia. And I'm finding that Satan is attacking the churches here as well. Și am descoperit că Satana atacă și bisericile de aici. And the important thing is the truth of the gospel. Și lucrul important este adevărul Evangheliei. And so we need to have a really clear understanding of what the gospel is. De aceea trebuie să avem o înțelegere foarte clară a ceea ce este Evanghelia. So could we read from chapter 1 of Galatians through to the end of verse 12? Aș vrea să citim din Galateni capitolul 1, de la versetul 1 până la 12. Pavel, apostolul de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile Galatiei, har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest viac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obur și omenească, pentru că n-am primit-o nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Amin. Amin. So you can see it's a big problem that's facing the believers at Galatia. Deci puteți vedea că era o problemă mare cu care se confruntau credincioșii din Galatia. The Apostle Paul is understanding that some people had come preaching another gospel. Apostolul Pavel a înțeles că au venit la acești credincioși oameni care propovăduiau o altă evanghelie. And I think this is the only letter that he writes where he doesn't begin with a greeting and thanking God for these believers. Here, he's really worried about them. Și cred că aceasta este singura scrisoare pe care o începe fără a aduce salutări, fără a-i lăuda pe credincioși și începe direct cu problema că era îngrijorat pentru ei. When he wrote to the Thessalonian believers, he said, I thank God for every time I remember you. Când le-a scris credincioșilor tesaloniceni, a spus, îi mulțumesc lui Dumnezeu de câte ori mi-aduc aminte de voi. When he wrote to the Philippian believers, he said the same things. Când a scris credincioșilor filipeni, a spus același lucru. When he wrote to the Ephesian believers, he begins by praising God for a great salvation he has provided. Când a scris credincioșilor efeseni, a început prin a lăuda pentru Dumnezeu pentru o mântuire extraordinară pe care le-a adus-o. But in these verses, especially from verse 6 through to verse 11, verse 10, sorry, he's
saying to the believers, how come, what has happened? It's not a good greeting. Dar în versetele acestea, în special de la versetele 6 la 10, el le spune credincioșilor, ce s-a întâmplat? Cum de a făcut asta? Nu-i salută. The danger was they were deserting the one who had called them by the grace of Christ. Pericolul era că ei îl părăseau pe cel care i-a chemat prin harul lui Hristos. And they were turning to a different gospel. Și se întorceau către o altă evanghelie, evanghelie diferită. And then he says, but it's not really a gospel at all. Și apoi le spune, dar de fapt aceasta nu este o evanghelie. Later on, he's going to be talking about the truth of the gospel. Mai târziu, Pavel va vorbi despre adevărul evangheliei. And this becomes a really important letter then for us. Și de aceea scrisoarea aceasta este foarte importantă și pentru noi. There are two main themes through the book. Sunt două lucruri principale în cartea aceasta, în epistola aceasta. That the Lord Jesus has come to set us free. Și anume că Domnul Iisus a venit ca să ne facă liberi, să ne izbăvească. He's come to rescue us. A venit să ne salveze. If you look in chapter 1 verse 4 there, he gave himself for our sins to rescue us from the present evil age. Dacă vă uitați la versetul 4, el s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău. So people turning away from the true gospel are going to be caught up into this wrong doctrine about the present evil age. Oamenii care se lasă cuceriți de această evanghelie nouă, diferită, se vor lăsa prinși din nou în lucrurile acestui veac rău. And later on we're going to notice, probably next Sunday, God willing, that this is a really important subject. Și probabil duminica viitoare vom observa că acesta este un subiect foarte important. What is this present evil age? Ce este acest veac rău? How can we recognize it? Cum putem să fim smulși din el? What are its characteristics? Care sunt caracteristicile lui? And yet Christ has come, the gospel says, to rescue us from the present evil age. Totuși evanghelia spune că Hristos a venit ca să ne smulgă, să ne izbăvească din acest veac rău. But we'll look at more of that next week. Dar săptămâna viitoare vom privi mai mult la aceste lucruri. But if you look now to chapter 3. Dacă priviți acum la capitolul 3. And here in verse 13 of chapter 3 it tells us that Christ has redeemed us from something else. În versetul 13 spune că Hristos ne-a răscumpărat de altceva sau din altceva. And he's rescued us from the curse of the law. Ne-a răscumpărat din blestemul legii. So what is this telling us? Ce ni se spune aici? It's telling us that not only is enemy number one this present evil age. Ni se spune că nu doar că avem vrăjmașul numărul 1, adică acest veac rău, acest But another enemy of us is religion. Religion. Că un alt pericol pentru noi este religia. And that religion is being taught in a way that says Christ is not the answer. Și religia aceasta este prezentată, propovăduită într-un mod care spune că Hristos nu este răspunsul. It is telling us that Christ has not done enough for our salvation. Ne spune că Hristos nu a făcut suficient de mult pentru mântuirea noastră. And if you read now in chapter 4 and verse 4, și dacă vă uitați la capitolul 4 cu versetul 4, you'll see that the problem was that there were these people coming and teaching the believers they must be obeying the law of the Old Testament law. Problema era că veneau unii oameni care învățau pe acești credincioși că trebuie să asculte, să împlinească legea Vechiului Testament. It says in chapter 4:4, when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under that law, so we might receive the full rights as sons. Capitolul 4 cu versetul 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie,
născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm învierea. And when we read the Acts of the Apostles, și când citim Faptele Apostolilor, we see the church in Jerusalem growing wonderfully. Vedem biserica din Ierusalim crescând într-un mod minunat. But when we come to chapter 11, dar când ajungem la capitolul 11, we find that there is a group of people in the church in Jerusalem who are insisting on the law, that people must obey the law. Vedem că în biserica din Ierusalim era un grup de oameni care insistau că credincioșii trebuie să împlinească legea, să asculte de lege. So what was their message? Și care era mesajul lor? You've got to believe in Jesus and keep the law. Ei spuneau, trebuie să crezi în Domnul Isus și să păzești legea. And you must keep the law in the sense of circumcision, and you must keep the Ten Commandments. Trebuie să păzești legea în sensul că trebuie să te tai împrejur și să ții cele 10 porunci. So the moment you say you must believe in Jesus plus whatever, you are changing the gospel. În momentul în care spui că trebuie să crezi în Domnul Isus plus orice altceva, deja ai schimbat Evanghelia. Later on we'll look at this law. What does it mean? Mai târziu o să ne uităm la legea aceasta și o să vedem ce înseamnă ea. But the message of the gospel is that if anyone will call on the name of the Lord Jesus, they will be saved. Dar mesajul Evangheliei este acesta. Oricine va chema numele Domnului Isus va fi mântuit. So it's not Jesus plus anything. Deci nu este Isus plus orice altceva. And so this becomes a really important thing. Și acesta devine un lucru foarte important. Go back to chapter 1 again. Întoarceți-vă la capitolul 1. And in verse 11 and 12, Paul says, I want you to know, brothers, that I received this gospel by revelation from Jesus Christ. În versetele 11 și 12, Pavel spune, fraților, vreau să știți că am primit Evanghelia aceasta prin descoperirea lui Isus Hristos. So it's something that came directly to Paul, and in it, it was a very clear truth of the gospel that he understood. Deci era ceva ce a fost transmis direct lui Pavel și în acel lucru Pavel a înțeles mesajul clar al Evangheliei. And yet these people were criticizing Paul because he was not pushing their gospel as well. Și totuși, oamenii aceștia îl criticau pe Pavel că el nu propovăduia și Evanghelia lor. Now, maybe you've heard me say it before. Poate că m-ați mai auzit spunând acest lucru și înainte. But in the Corinthian letters, the two letters to the Corinthians, Paul very clearly outlines the gospel. Dar în cele două epistole către Corinteni, Pavel subliniază foarte clar Evanghelia. He tells us that the true gospel is the foundation on which everything is built. Și ne spune că Evanghelia adevărată este temelia pe care este zidit totul. So in 1 Corinthians chapter 3, în 1 Corinteni capitolul 3, he says that he was like a wise master builder. Pavel spune că era ca un meșter zidar înțelept. In verse 10 he says, by the grace God has given to me, I laid a foundation as an expert builder. Versetul 10, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. And in verse 11 he says, no one can lay any other foundation than that one that I already laid. Versetul 11 spune, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. And that foundation is Jesus Christ. Și temelia aceea este Isus Hristos. Not Jesus Christ plus. Nu Isus Hristos plus. Not Jesus Christ minus. Nu Isus Hristos minus. It's simply the truth about the Lord Jesus. Și este doar și în mod simplu adevărul despre Domnul Isus. And four times he says in these two letters to the Corinthians, we preach Jesus Christ. Și în cele două epistole către Corinteni de patru ori spune, noi îl propovăduim pe Isus Hristos.
Look at the first thing he says. Uitați-vă la primul lucru pe care îl spune. In 1 Corinthians chapter 1. În 1 Corinteni capitolul 1. In verse 23 he says very clearly. În versetul 23 spune foarte clar. We preach Christ crucified. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. And so this is referring to the work of our Lord Jesus. Și aici se referă la lucrarea Domnului Isus. The scriptures testify again and again that the work of the Lord Jesus was perfect. Și scripturile mărturisesc din nou și din nou că lucrarea Domnului Isus a fost desăvârșită. Because that one sacrifice for sins forever has brought salvation to mankind. Pentru că acea jertfă adusă pentru păcat odată pentru totdeauna a adus răscumpărare omenirii. In recent weeks we've been celebrating the fact that our Lord Jesus was crucified. În ultimele săptămâni am sărbătorit faptul că Domnul Isus a fost răstignit. But his sacrifice was in fact a sacrifice for the sins of the whole world. Dar jertfa lui a fost o jertfă pentru păcatele întregii lumii. And we read again and again in scripture that his sacrifice was perfect. Și citim din nou și din nou în scriptură că jertfa lui a fost perfectă. In the book of Hebrews again and again it tells us that by that single sacrifice he has put away sin by the sacrifice of himself. În epistola către evrei ne spune din nou și din nou că prin acea jertfă el a îndepărtat, a iertat păcatele lumii, jertfiindu-se pe sine. But you may remember that I've spoken about this before, but it's like a foundation stone that Christ was crucified. Și știu că mai vorbit despre asta și înainte, poate vă aduceți aminte, este ca o piatră de temelie pusă faptul că Hristos este sau a fost răstignit. And this foundation stone tells us that the work that he did on the cross was accepted by God for the sins of the world. Această piatră de temelie ne spune că lucrarea făcută de Hristos a fost acceptată de Dumnezeu pentru păcatele lumii. We take the bread as we remember him. Luăm pâinea și ne aducem aminte de el. As we think about his body which bore the sins on the cross. Ne gândim la trupul său care a purtat păcatele noastre pe cruce. What he suffered for us there. La ceea ce a suferit el pentru noi acolo. And so we preach Christ crucified is Paul's great message. Deci mesajul măreț al lui Pavel era acesta. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. But that's only the first part of his message. Dar aceasta a fost doar prima parte a mesajului său. Turn to chapter 15 of 1 Corinthians. Întoarceți-vă rog la capitolul 15 din 1 Corinteni. And he tells us the importance of this message. Și aici ne arată importanța acestui mesaj. In chapter 15 from verse 1 through to verse 4. În capitolul 15 de la versetul 1 la versetul 4. Please read. Yeah. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Amin. And so now we've got the next part of the gospel that's very important. Acum avem următoarea parte a Evangheliei care este foarte importantă. He said, "This is the gospel I preached." Spune, aceasta este Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. "This is the gospel you received." Aceasta este Evanghelia pe care ați primit-o. "This is the gospel on which you stand." Aceasta este Evanghelia în care ați rămas sau în care stați voi. "This is the gospel by which you are saved." Aceasta este Evanghelia prin care sunteți mântuiți. And he speaks again about the death of the Lord Jesus, but that's not the important subject. Și vorbește din nou despre moartea Domnului Isus, dar nu acesta este subiectul pe care se axează. The important subject is that he was raised again the third day.
Și subiectul important este că el a fost înviat din morți a treia zi. So when we think about a foundation for this wonderful building of the gospel, când ne gândim la temelia acestei lucrări minunate Evangheliei, this truth about the resurrection of our Lord Jesus is the second great foundation stone. Acest adevăr despre învierea Domnului Isus este a doua piatră de temelie. And if you read it, continue to read through 1 Corinthians 15, there were false teachers coming and saying that Jesus did not rise from the dead. Și v-aș încuraja să citiți 1 Corinteni 15 și să vedeți că erau învățători lincinoși care spuneau că Domnul Iisus nu a înviat din morți. They were saying there's no resurrection at all. Ei spuneau că nu a existat nicio înviere. And the whole of this chapter is about the truth of the resurrection. Și întreg capitolul acesta vorbește despre adevărul învierii. You can see that these are the people that are saying Jesus minus something. Puteți vedea că oamenii aceștia propovăduiau pe Iisus minus ceva. And so these two great truths, he died for our sins and he rose again the third day. Aceste două adevăruri extraordinare, el a murit pentru păcatele noastre și el a înviat din morți a treia zi. And by his resurrection he defeated Satan, he defeated death. Prin învierea sa el a învins pe Satana, a învins moartea. And when he rose again, he provides for us then this great salvation the Bible talks about. Și când a înviat din morți, ne-a oferit nouă această mântuire extraordinară de care vorbește Biblia. But even so, as we move into 2 Corinthians, we find that false teachers were going there also. Dar chiar așa, trecând în a doua epistolă către Corinteni, vedem că învățătorii mincinoși mergeau și acolo. And their teaching was that Jesus was not truly the Son of God. Și învățătura lor era că Domnul Iisus nu este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. You can see clearly that Satan is attacking first the work of the Lord Jesus. Vedem clar cum Satana atacă întâi lucrarea Domnului Isus. In his death and his resurrection. În moartea și învierea lui. But now they are attacking the person of the Lord Jesus. Dar acum ataca persoana Domnului Isus. Look at 2 Corinthians chapter 1. Dați-vă la 2 Corinteni capitolul 1. And he wants to tell us about the gospel that he and others have been preaching from verse 18 of chapter 1. De la versetul 18 din capitolul 1 ne spune despre Evanghelia pe care el și ceilalți apostoli o propovăduiau. To verse 22, please. 18 vom citi de la 18 la 22. Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în El nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. Și de aceea și amin, care îl spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Și Cel ce ne întărește împreună cu voi, în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetuit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Amin. Amin. So you can notice there in verse 19 he said we preach Timothy, Silas, me, all of us, we are preaching that Jesus is the Son of God. În versetul 19 spune eu, Timotei, Silvan, noi am propovăduit că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. There is no question, not a yes, no, yes, no, yes, no. Absolutely, certainly, Jesus is the Christ, the Son of God. Spune, n-am predicat și da și nu. Cu alte cuvinte, n-a fost niciun semn de îndoială asupra faptului că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. And this is the foundation upon which the gospel is built. Și aceasta este temelia pe care este zidită Evanghelia.
But even then we find that there are some people say that is enough. Let's have only three of these great truths. Dar chiar și atunci sunt oameni care spun este suficient. Hai să avem doar trei adevăruri ale Evangheliei. In fact, there are probably a billion people in the world today who said, yes, we believe he died for our sins. Da, în lumea asta sunt probabil un miliard de oameni care spun, da, credem că Iisus a murit pentru păcatele noastre. We believe that he rose again. Credem că el a înviat din morți. That's what we have just celebrated for Easter Sunday. He is risen. He's risen. Am sărbătorit asta în duminica Paștelui că el a înviat, este viu. Millions of people have said that in the last 3 or 4 weeks. Milioane de oameni au spus lucrurile acestea în ultimele 3-4 săptămâni. But you know and I know that we only now have 3 foundation stones. Dar dumneavoastră știți și știu și eu că avem acum doar 3 pietre de temelie. It is the 4th foundation stone that allows the truth of the gospel to be taught. A patra piatră de temelie permite ca adevărul Evangheliei să fie propovăduit. If we only talk about the death of the Lord Jesus, that is one part of the gospel. Dacă vorbim doar despre moartea Domnului Isus, aceasta este doar o parte a Evangheliei. Or even if we speak only about his death and resurrection, that's only 2 parts of the gospel. Dacă vorbim doar despre moartea și învierea lui, propovăduim doar 2 părți ale Evangheliei. If we add that and put the Son of God to that, his divinity, then that's good, but it's not enough. Dacă adăugăm și faptul că el este fiul lui Dumnezeu, adăugăm dumnezeirea lui, e bine, dar nu este suficient. Please turn to 2 Corinthians chapter 4. Întoarceți-vă, rog, la 2 Corinteni, capitolul 4. And he speaks about the gospel here. Și aici vorbește despre Evanghelie. 2 Corinthians chapter 4, he says this, verse 3. 2 Corinteni, capitolul 4, spune așa, în versetul 5. And if you read through to verse 6, please, 3 to 6. 5 și 6, de la 3 la 6. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slava lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Amin. Amin. So you can clearly see there this gospel must be finalized by this wonderful message in verse 5. Deci vedem clar că Evanghelia trebuie să fie finalizată prin acest adevăr minunat din versetul 5. That we must be preaching. We do not preach ourselves. We preach Jesus Christ as Lord. Și anume că noi trebuie să propovăduim și nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Iisus Hristos ca Domn. And in this we now have the truth of the gospel. Și astfel avem adevărul Evangheliei. Christ crucified. Hristos răstignit. Christ risen from the dead. Hristos înviat din morți. Christ who is the Son of God. Hristos Fiul lui Dumnezeu. But for us to acknowledge him as the Lord of our life. Dar apoi este important ca noi să-l recunoaștem ca Domn al vieții noastre. Satan's great lie is to say only 3 is enough for you. 3 things. Minciuna cea mare a Satanei este să spună că doar primele 3 lucruri îți sunt suficiente. But Satan does not want people to acknowledge Jesus Christ as their Lord. Și asta pentru că Satana nu vrea ca oamenii să-l recunoască pe Iisus Hristos ca Domn al lor. Why is that? De ce oare? Because if we do not acknowledge Christ as Lord, then we cannot be saved. Dacă nu-l recunoaștem pe Hristos ca Domn, nu putem fi mântuiți. Please turn to what Paul wrote in Romans. Întoarceți-vă, rog, la ceea ce a scris Pavel în Romani.
And we want to read, please, from verse 10. What chapter? Chapter 10. Capitolul 10, de la versetul 10. And reading from verse 10 down to the end of verse 13. La 13. Roman 10, de la 10 la 13. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Amin. Did you notice there, everyone, that last verse, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ultimul verset, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. But that takes us back to verse 9. Dar asta ne duce înapoi la versetul 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, then you will be saved. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. And so here is the truth of the gospel, the true gospel. Acesta este adevărul Evangheliei, al Evangheliei adevărate. The four great foundation stones of our faith. Cele patru mari pietre de temelie ale credinței noastre. Unless we have this full gospel, this truth about the gospel, then we cannot be saved. Și dacă nu avem această evanghelie completă, adevărul evangheliei adevărate, nu putem fi mântuiți. And this is the gospel that Paul said he had received by revelation from God himself. Și aceasta este evanghelia despre care Pavel spunea că a primit-o prin descoperire de la însuși Dumnezeu. If you turn again now to Galatians, please. And again, I want you to notice verse 11 and 12. He says, I want you to know, brothers, the gospel I preached is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. Și vreau să priviți din nou versetele 11 și 12. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de uvârșire omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. And so when these false teachers came to the believers at Galatia, they were bringing a false doctrine. Când au venit acești învățători mincinoși la credincioșii din Galatia, ei au adus o Evanghelie falsă. And yet he is now saying, this is the true gospel. If you've received it, if you acknowledge Jesus as the Lord of your life. Și Pavel le spune, aceasta este Evanghelia adevărată. Dacă ați primit-o, dacă l-ați recunoscut pe Iisus Hristos ca Domn al vieții voastre, then you'll be saved. Atunci sunteți mântuiți. Jesus has provided us with a perfect salvation. Iisus ne-a oferit o mântuire perfectă. And he himself is a perfect savior. Și el însuși este un mântuitor perfect. And so that's why the apostle writing this letter is so upset about people teaching, preaching another doctrine. De aceea, scriind această epistolă, apostolul era atât de supărat că oamenii propovăduiau și învățau o altă evanghelie. He said, even if an angel came from heaven with another gospel, let them be condemned eternally. Le spune, chiar dacă ar veni un înger din ceruri să vă propovăduiască o altă evanghelie, să fie condamnat veșnic. And what he is going on to teach us is that by trusting in the Lord Jesus, we have a perfect salvation. Și continuă să ne învețe că punându-ne încrederea în Domnul Isus, avem o mântuire perfectă. So when people come and they bring us another doctrine, când vin oameni și ne aduc o altă învățătură, in other words, I am saying, yes, you've got to believe in Jesus plus. Cu alte cuvinte, când ne spun, da, trebuie să crezi în Domnul Isus, plus. That is really saying that the Lord Jesus is not a perfect savior.
Ei de fapt spun că Domnul Isus nu este un mântuitor perfect. So when these false teachers came up to the churches at Galatia, they began to affect the minds and the hearts of the believers. Când învățătorii mincinoși s-au dus în bisericile din Galatia, ei au început să influențeze mințile și inimile credincioșilor. And these false teachers that actually come from Jerusalem. Și învățătorii aceștia mincinoși au mers de fapt de la Ierusalim. They were in the church in Jerusalem. Ei fuseseră în biserica din Ierusalim. But they wanted to spread their false teaching, and so they moved out wherever the Apostle Paul was going preaching. They came and they began to teach their doctrine. Dar au vrut să-și răspândească învățătura mincinoasă, așa că mergeau peste tot pe unde mergea Apostolul Pavel și propovăduiau o altă evanghelie. And so the believers were not only confused. Credincioșii nu erau doar confuzi. Some of them began to follow these false teachers. Și de fapt unii dintre ei chiar au început să-i urmeze pe acești învățători mincinoși. So instead of the church being united, they began to be divided. Și în loc ca biserica să fie unită, au început să fie dezbinați. These men in Jerusalem were legalists. Acești bărbați din Ierusalim erau legaliști. The Bible calls them the circumcision party. Și Biblia îi numește partida celor tăiați împrejurări. And they were the ones that were coming to these new believers and insisting that they also had to be circumcised and also had to keep the law of Moses. Ei mergeau la acești credincioși noi și le spuneau că și ei trebuie să fie tăiați împrejurări și să țină legea lui Moise. And even the Apostle Peter somehow got involved in this. Și se pare că și Apostolul Petru a fost prins într-un fel de lucrul acesta. We're going to read in chapter 2 of Galatians from verse 11. Vom citi din capitolul 2 din Galateni de la versetul 11 down to the end of verse 16, please. Până la versetul 16. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-au stătut împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnava a fost prins în lanțul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Amin. Amin. So you can see that even the Apostle Peter has got caught up in this kind of false teaching. Vedem că până și Apostolul Petru a fost prins în această învățătură falsă. It's a big surprise to me to see this. Și pentru mine e o mare surpriză să văd asta. Because it was Peter who was commanded by the Lord Jesus to go to the Gentiles and take the gospel to Cornelius. Deoarece Dumnezeu i-a poruncit lui Petru să meargă la neamuri și să propovăduiască Evanghelia lui Corneliu. And it was Peter who saw the Holy Spirit come on those Gentile believers. Și Petru a văzut cum Duhul Sfânt s-a coborât peste acești credincioși dintre neamuri. And it was Peter who had to defend the fact that they had received the Holy Spirit just as they, the Jews, had done. Și Petru a trebuit să apere faptul că și acești credincioși dintre neamuri primiseră Duhul Sfânt la fel ca și iudeii. But such was the influence of these false teachers that he even surrendered to their teaching.
Dar atât de mare era influența acestor învățători mincinoși, încât până și Petru a cedat în fața învățăturilor lor false. Instead of realizing that Jews and Gentiles, all of us as believers in Jesus, are one in Christ Jesus. În loc să înțeleagă că iudeii și neamurile, adică toți credincioșii în Domnul Isus, sunt una în Hristos Isus. He began to separate himself from the Gentiles in that church in Antioch. A început să se separe de credincioșii dintre neamuri în biserica din Antiohia. And when he began to separate himself, others joined him. Și când el a început să se separe, și alții s-au alăturat. And notice in verse 14 he said they were not acting in line with the truth of the gospel. În versetul 14 spune că nu umblau drept după adevărul Evangheliei, adică nu se comportau potrivit adevărului Evangheliei. The truth of the gospel says everyone, anyone who believes in the Lord Jesus will be saved. Adevărul Evangheliei spune că oricine crede în Domnul Isus este mântuit. We know, look at verse 15, he says, we who are Jews by birth, not Gentiles, we know that a man is not justified by observing the law. Versetul 15 spune, noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. But it's only by faith in Jesus Christ. Și numai prin credința în Iisus Hristos. So it's not observing the law, it's believing in Jesus that gives us salvation. Deci nu împlinirea legii, ci credința în Domnul Iisus ne dă mântuirea. So this becomes a very important truth for us. Acesta devine un adevăr foarte important și pentru noi. As I've traveled in many parts of the world, I find that this same kind of legalism is coming into the churches. Am călătorit în multe părți ale lumii și am văzut că același tip de legalism intră în multe biserici. And whether it be in India or whether it be any other country I've been to, this legalism is the rules of men rather than the truth of the gospel. Fie că e vorba de India sau de alte părți ale lumii, legalismul acesta reprezintă regulile omului și nu adevărul Evangheliei. And wherever I've been, I find that Satan is introducing this kind of legalism. Și peste tot pe unde am fost, am văzut că Satana introduce acest tip de legalism. And once we've introduced this, we are actually indicating that Jesus is not the perfect savior. Și odată ce am introdus legalismul acesta, noi declarăm de fapt că Iisus nu este Mântuitorul perfect. So that brings us back to the original thinking. Christ has come to set us free from all of this. Și asta ne aduce înapoi la gândul de la care am plecat. Hristos a venit ca să ne izbăvească de toate aceste lucruri. In chapter 3 of Galatians, Paul is talking about the law and what it means. În capitolul 3 din Galateni, Pavel vorbește despre lege și ce înseamnă ea. Look at the questions he asks in chapter 3 from verse 1 to 5. Și uitați-vă la întrebările pe care le pune în capitolul 3, versetele 1 la 5. Please. O, Galateni echipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți, după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult, dacă în adevăr e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii? Sau prin auzirea credinței. Amin. So Paul is saying to these Galatian believers, I mean, what has happened? Pavel îi întreabă pe credincioșii galateni, ce s-a întâmplat? You're foolish. This is wrong for you to think that you can leave Jesus and go follow these other things. Sunteți nechipzuiți, e greșit din partea voastră să credeți că îl puteți lăsa pe Domnul Isus ca să mergeți după alte lucruri. So he is the savior. He is the one who gave us the promise. I give to my sheep eternal life. El este Mântuitorul, este Cel care ne-a făcut promisiunea. Eu le dau oilor mele viața veșnică.
He is the one who said, I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father but by me. Este cel care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. He is the one who presented to us the way of salvation. El este cel care ne-a prezentat nouă calea mântuirii. But he also provided it for us by his death, his resurrection. Dar în același timp ne-a și oferit mântuirea prin moartea și învierea lui. So to forsake him now and go following after this false doctrine, how could you be so foolish? De aceea le spune, cum puteți fi voi atât nechipzuiți încât să-l părăsiți pe el și să mergeți după alte lucruri? And then he goes on to say, look, think about Abraham. Și apoi continuă și le spune, uite, gândiți-vă la Avram. How was Abraham made righteous? Cum a fost socotit neprihănit Avram? Look at verse 6, it says, he believed God. Versetul 6 spune, a crezut pe Dumnezeu. Did he know the law? Cunoștea Avram legea? There was no law given. Nu exista legea atunci. The law came much later. Legea a venit mult mai târziu. And have you forgotten that there is a curse in the law? Și apoi le spune, ați uitat voi că există un blestem în lege? Look at verse 10. All who rely on the law are under a curse. Toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. You see, if you do not keep every single part of the law, every single moment, then you are under that curse. Spune el, dacă nu ții fiecare parte a legii, fiecare detaliu de acolo, ești blestemat, ești sub blestem. How foolish to go back to this legalism of the rules of men or even the Old Testament laws. You can't do it. Ce nebunie este să te întorci înapoi la legile și regulile Vechiului Testament pentru că nu le poți împlini. So what is the reason for the law? Why did God give the law? Și atunci întrebăm, care a fost motivul legii? Pentru ce a dat Dumnezeu legea? Well, the book of Romans teaches us, and we also see it here. Cartea Romani ne învață, dar vedem acest lucru și aici. The law was given to show us what sin truly is. Legea a fost dată ca să ne arate ce este păcatul cu adevărat. It was to show people that they were truly sinful people. Să le arate oamenilor că ei sunt cu adevărat oameni păcătoși. And they needed then to turn to God. Și că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Rather than trying to keep the law. Și să nu mai încerce ei să împlinească legea. In verse 11, no one is justified before God by the law. Versetul 11, nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege. The only way to be justified before God is by faith in Jesus. Singurul mod prin care putem fi socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu este prin Domnul Iisus. And so it's foolish for people, and that's why Paul says, what's happened to you Galatians, that you've allowed this religion to come in when you have got faith in Jesus? Este o nebunie pentru oameni să creadă asta și de aceea Pavel spune, ce s-a întâmplat cu voi de vă întoarceți la lege și la faptele legii când voi aveți credință în Domnul Iisus? And so Christ has come, look at verse 13, to redeem us from that curse of the law. Versetul 13, Hristos a venit și ne-a răscumpărat din blestemul legii. And how did he do that? He became the curse for, he took the curse for us. Și cum a făcut asta? Făcându-se blestem pentru noi sau luând blestemul în locul nostru. And as he was there on the hanging on the cross, he was redeeming us so that we could have the blessing of faith and justification before God. Și stând acolo pe cruce, el ne răscumpăra pe noi ca să ne putem bucura de binecuvântarea credinței și a îndreptățirii înaintea lui Dumnezeu. So how grateful we are to be to God that, look in chapter 4 verse 4, that when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, and he sent him to redeem us and keep us free from sin.
Capitolul 4 cu versetul 4, cât de recunoscători ar trebui să fim noi lui Dumnezeu, pentru că atunci când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să ne răscumpere și să căpătăm înfierea. And when we think about God now, we can think of Him as our loving Heavenly Father. Și când noi ne gândim acum la Dumnezeu, ne gândim ca la Tatăl nostru iubitor, Tatăl nostru ceresc. God has put the Spirit of His Son in our hearts, and the Spirit who calls out Abba, Father. Yes. Dumnezeu a pus în noi acest duh de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică Tată. So you are now the children of God, the true children of God. Voi sunteți acum copii ai lui Dumnezeu, copii adevărați ai lui. And so this was the first problem that the Apostle Paul noted amongst those believers in Galatia. Aceasta a fost prima problemă pe care Pavel a observat-o printre credincioșii din Galatia. They had turned aside from truly trusting in the Lord Jesus. Faptul că ei s-au întors de la o încredere adevărată în Domnul Isus. And they were now trusting in their own efforts. Și se încredeau acum în eforturile lor personale. And he says, you are departing from the truth of the gospel. Și le spune, voi vă îndepărtați de adevărul Evangheliei. So next week, God willing, we'll look at the next section, which is how the other problem, the other doctrine that came to the church there. Săptămâna viitoare, cu ajutorul Domnului, o să ne uităm la cealaltă problemă, la cealaltă învățătură mincinoasă care a venit la biserica de acolo. Satan likes to attack God's people in different ways. Satana caută să-i atace pe copiii Domnului în diferite moduri. And if he can persuade us to try and do our good works and get grace from God, then he's made a he's virtually denying what Christ has done. Și dacă ne poate convinge să încercăm prin eforturile noastre și faptele noastre bune să câștigăm harul lui Dumnezeu, a reușit să tăgăduiască, să submineze ceea ce a făcut Domnul Iisus. But there were other false teachers who came with another message, and we'll talk about that next week. Dar apoi erau alți învățători mincinoși care au venit cu un alt mesaj și despre aceasta o să vorbim săptămâna viitoare. So God bless you all. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. If you could read the book of Galatians right through, it would be very helpful. Și ne-ar fi foarte de folos și v-ar fi de folos dacă ați putea citi toată epistola către Galateni până atunci. So God bless. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.